Widerwerke darstellt. Nicht Soldaten, meine Damen und Herren, sondern darstellt. Domnilor și domnilor, salut din toată inima la Bacău, printre dumneavoastră și să spun câteva vorbe, câteva cuvinte despre expoziția Farmecul Bavariei. Ich möchte einige Worte über die Fotoausstellung Verlockung Bayern sagen. Warum Bayern? Erstens einmal haben Sie einen Bayern hier in Baku, Herr Brunnhuber. Das war nicht der einzige Grund, dass wir die Ausstellung heute Bayern nach Baku bringen, sondern Bayern ist das größte Bundesland, das größte Land der Bundesrepublik Deutschland mit einer Fläche von 73.000 Quadratkilometern und ist ein wunderschönes Land. Was uns verbindet, ist auch die Donau. Die Donau entspringt nicht in Bayern, aber die Donau durchquert Bayern und mündet dann bei uns in das Schwarze Meer. Wie ich so gerne sage, bei uns verliert die Donau ihren Namen. De ce am ales Bavaria? În primul rând, fiindcă aveți un bavarez aici în Bacău, pe domnul Brunnhuber. Pe de altă parte, sigur, asta este o mică glumă, nu este motivul principal pentru care am făcut expoziția Bavaria, fiindcă Bavaria este landul cel mai mare a Federației din Germania, are o suprafață de 73.000 de kilometri pătrați și este o țară cu un peisaj minunat. Ceea ce ne leagă de Bavaria este, în primul rând, Dunărea, chiar dacă nu își are, adică, izoarele în Bavaria, dar Dunărea traversează de la est la vest, de la vest la est, Bavaria și, până la urmă, ajunge și la noi. Dar nu este unicul râu a Bavariei. Bavaria mai are Isar, care curge prin capitala, prin München, mai are Lechul, care are cea mai curată apă din Germania și mai există și un alt motiv, fiindcă peisajele din Bavaria sunt foarte frumoase. Bavaria are tot ce trebuie, de la munții înalți, de la Alpi, de la vârful care atinge aproape limita de 3.000 de metri, 2.993 are Zugspitze, este vârful cel mai înalt din Bavaria, și dar are și o zonă superbă de, să spunem, prealpină, adică de dealurile și văile frumoase în landul Bavaria. Bavaria are niște lacuri minunate, dar are și alte frumuseți. Capitala este Münchenul, toată lumea știe acest lucru. Münchenul cu Frauenkirche, adică și cu primăria ei, care cunoaște toată lumea. Ich sag, Bayern hat nicht nur eine wunderschöne Landschaft, sondern Bayern hat auch wunderschöne Städte. Vor allem muss ich dann München erwähnen, aber das ist nicht die einzige Stadt. Es ist noch Nürnberg, es ist Augsburg, es ist Ingolstadt, es sind viele andere wunderschöne Städte in Bayern. Und außerdem hat Bayern mehrere Biosphärenreservate, Nationalparks, 600 Naturschutzgebiete, aber auch andere Sehenswürdigkeiten wie die Schlösser in Bayern, Neuschwanstein oder die größte Domorgel in der Welt, sie befindet sich in Bamberg. Bei der alten Parte Bavaria Areschi, spunem, monumente UNESCO, cum este
Basilika de la Vies, care este cel mai frumos baroc din Bavaria, dar și are cea mai mare orgă în domul din Bamberg. Das sind einige aus, also einige Eindrücke aus Bayern und deshalb habe ich einige Bilder aus Bayern Ihnen heute mitgebracht. Ați dat fost câteva cuvinte despre Bavaria și v-am adus câteva imagini din acest frumos land. Aș vrea să vă mai spun că avem și o pasăre mai deosebită, o aveți în al doilea panou din dreapta, este coțofana de alb, care nu se găsește în țara noastră, fiindcă ea începe să trăiască de la 2500 de metri în sus și unde se oprește înălțimea Carpaților noastre. Așa că este o specie pe care nu o găsim decât în Alpi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich lade Sie ein in der Pause